Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în leu și haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți. 6 de săbii. Ce încercați să faceți? Ce încercați să vindecați în viața voastră? Sau mai bine zis, un tranzit pe care îl faceți acum? Lei, împăratul, luna și soarele. Wow! Este wow! Este pur și simplu superb. În primul rând, veți trece printr-o transformare extraordinară. Dacă sunteți propriul șef, să știți că veți învinge toți inamicii pe care îi aveți. Aveți de-a face, în schimb, cu ceva care vă eliberează psihologic. Luna deci voi sunteți lei, asta înseamnă casa 6-a în Capricorn și a 12-a în Rac. Asta înseamnă că luna aici îmi arată că posibil cineva vă ascunde ceva sau pe temă de bani sau o afacere. Deci fiți foarte atenți la ceea ce aveți aici, pentru că asta este și este legat de carieră, cu siguranță. Deci, dacă doriți să faceți cariera voastră sau, mai bine zis, să extindeți, nu este timpul acum. Este bine atât, doar să faceți tranzitul respectiv, adică să munciți, să încercați să acumulați pentru a merge mai departe. Soarele vă ajută foarte mult. De ce? Luna este intuiția, pe ce drum veți merge în carieră, pentru a nu pierde, pentru că încă o dată am spus, Racul este în casa a 12-a, în casa în care pierdem nu numai financiar, și în relații. Pentru unii, cu siguranță, cu restricția pe care o aveți aici, împăratul înseamnă că nu aveți o relație bună în pat. Soarele vă spune să aveți răbdare pentru că va fi pozitiv. Este ceva pozitiv care vine în viața voastră. Ceva care vă va ajuta foarte mult, poate chiar și în comunicare, ceva care va aduce o expansiune mai mare, poate vin prieteni vechi la care vă cer ajutorul sau pur și simplu voi cereți ajutorul acelor prieteni vechi. Deci va fi cu siguranță o mare schimbare în viața voastră și o văd ca pe o liniște, să-i zic. Este ca și cum scăpați de ceva gălăgios, nu știu pentru cine și cum, și 10 de cupe, familia vă ajută. Iar dacă este vorba despre o relație amoroasă, atunci 10-l acesta de cupe e un fel de a pleca undeva unde să fiți liniștiți. Posibil să fie cu membrii de familie, dar posibil în același timp să fie un drum aproape de casă, undeva unde încercați să vă mutați. Pentru unii 10-l acesta de cupe, să știți că poate fi și mutarea la o casă la țară, să-i zicem. Iar albinele întotdeauna aduc mesaje frumoase, mesaje bune. Nu uitați că voi sunteți guvernați de soare. Și este tot ce vă doriți aici. Puțină încăpățânare cu împăratul, dar cred că veți trece cu brio peste toate. 6 de monede. 6-6 este armonie, tranzitul respectiv. Sau mai bine zis, plătești numai să-ți găsești liniștea. Împăratul și judecata, reconciliere. Sau, poate, ceva care se întâmplă acum, vă veți regândi să vedeți ce se întâmplă.
Luna, va trebui să gândiți clar și nu emoțional. Mentalul nu trebuie guvernat de lună, de energia lunii. Soarele, vedeți, vă face lumină în stresul pe care voi îl aveți. Deci nu există stres, nu există inamic. Pentru că vă protejează, le arde, arde tot. Deci, în primul rând, arde acele gânduri pe care le aveți. Le arde, pur și simplu. Le usucă. Fără griji. Persoana cealaltă. Cavalerul de monede. Puțin mai greoi sau greoaie să înțeleagă despre ce este vorba. Încearcă să facă o călătorie, dar este, să zicem că poate ați avut o discuție de o călătorie a unuia dintre voi, dar nu va fi atât de rapid pe cât se vede. Va fi cu o mare întârziere. Pajul de cupe. Este felul de a reconcilia, sau mai bine zis, problema, pentru unii dintre voi este problema copiilor. De ce? Atunci când am de-a face cu pajul acesta de cupe și împăratul, este tatăl și copilul. Și persoana respectivă, posibil să vorbească despre aceste lucruri. Pentru unii dintre voi poate fi ceva ce ține de familie, ceva ce ei își doresc pentru viitor, dar pentru unii poate fi acum în prezent. 6 de cupe. Să repetă ceva dintr-o viață anterioară, pentru că avem luna, așa trebuia să fie. Iar aici, persoana respectivă încearcă să se impună. Nu se poate impune. Chiar dacă este o ceartă, chiar dacă este orice ar face. De ce? Pentru că voi sunteți guvernați de soare și aduceți acea calmitate a emoțiilor. Uscați acel ceva, dar nu uscați de tot pentru că devine un deșert. 5 de bâte este de fapt interacțiunea cu voi. Pentru că persoana respectivă dorește să se întâmple așa cum vor ei. 5 de bâte și soarele. Roata. Asta înseamnă că voi schimbați ceva. Destinul este, apare acum, și doi de cupe. Cu siguranță trebuie să fiți uniți acum. Cei care sunteți într-o relație. Este extraordinar de frumos. Cearta respectivă duce de fapt la o uniune. Sau mai bine zis, realizați că unul fără celălalt nu puteți înainta. Și este foarte important să înțelegeți acest lucru. Nu faceți o concurență unul cu celălalt, fie că sunteți împreună, fie că nu sunteți împreună. În gândurile voastre, în convorbirile voastre, 10 de cupe, puterea. Da, cu siguranță voi veți reuși să puneți în echilibru tot ce este în jurul vostru. Pentru că aveți o putere de convingere extraordinară și vă susține Universul. Orice se întâmplă în jurul vostru, voi le aduceți pe linie de plutire. De ce? Pentru că asta o aveți, vedeți? Vindecare și încercați să aduceți din nou echilibru. Șasele acesta de spade poate fi atât al vostru, dar și a persoanei respective. Vă gândiți la un tranzit, la o plecare, la ceva la care este poate ireal în momentul acesta pentru unii dintre voi. Dar, de fapt, se liniștește totul.
Haideți să vedem cine este persoana respectivă și ce încearcă să ne spună. Dar cu siguranță veți lua decizii foarte importante. Este o transformare în viața voastră. Cine este persoana respectivă și ce încearcă să ne spună? Frici. Sunt frici. Sau teama de ceva. Zece de cupe. Va trebui persoana respectivă să se regândească la ceea ce vor să facă. De ce? Pentru că este cel mai important să fie familia unită. 6 de monede și 9 de băte. Dacă persoana cealaltă încearcă să facă un drum, am aici un 9 de băte, să realizeze ceva, sunt foarte multe piedici, pentru că nu este de fapt în aceeași vibrație cu Universul și cu voi. Iar aici aveți Marea Preoteasă, ceva care se ascunde și este un secret, sau mai bine zis, nu poți să activezi ceva atunci când ai de-a face cu Marea Preoteasă. Nu este o energie extraordinar de bună, dar este o energie secretă, intuitivă. Este un fel de a cade voalul respectiv pentru a afla. Iar aici aveți îndrăgostiții. Va trebui să fie luată o decizie foarte importantă. Decizia respectivă, de fapt, nu va fi luată chiar de persoana respectivă. Iar cinciul acela de bute, am senzația că este vorba de gelozie. Este felul de energie la care dacă eu plec, tu ești liber să fii cu oricine altcineva în afară de mine. Genul acesta de energie l-aveți aici. Zece de cupe, șase de cupe. Persoana respectivă e posibil să să-și amintească de cum au fost, ce au făcut, prin ce au trecut, dar vedeți voi, șasele acesta de cupe, de fapt, îi învață cum să se comporte acum. Cinci de spade și asul de bâte. Trebuie să iei în considerare, sau persoana respectivă va trebui să ia în considerare ce se întâmplă acum și pentru și cum va merge pe acest nou început, pentru că va avea nevoie de bani, 6 de monede și nu numai acest 6, mai mult decât atât. Și va trebui persoana respectivă o 9 de monede. Nou, acesta este o acumulare mare de bani. Iar 9 cu 6, 15. Cine are numărul 15 în tarot? Gândiți-vă bine. Diavolul. E ceva la care se vor pierde bani. Regina de monede. Pentru a susține acești bani, ar trebui ca acest nou început să fie, de fapt, pe locul unde sunt și să încerce să ajute prin diferite moduri. Dacă eventual doriți o relație cu persoana respectivă, să știți că persoana respectivă este disponibilă să fie în relație, dar având în vedere și o situație financiară. Voi, asul de monede, sunteți dispuși pentru un nou loc de muncă sau ceva de genul acesta, să veți față în față? 10 de spade. Vedeți? 10-le ăsta de spade e un fel de rană în momentul în care vi se propune acel nou început, care de fapt este ireal. Pentru că este o veste. Pajul de bâte și regele de cupe. Dacă veți merge pe ceea ce vă place și vă face plăcere, dacă într-adevăr vă veți gândi că banii vor veni atunci când voi depune un efort și vreau confortul meu, vreau să mă mențin în confortul meu, atunci cu siguranță vom depăși totul.
pentru că sunteți iubiți. Ce vrea să-mi spună Marea Preotasă? Veste. O veste de un succes. O veste din exterior sau pur și simplu de un succes. Ceva care se termină cu bine. Ceva care, acel bine care se întâmplă, de fapt, este o veste bună pentru voi. Pentru că aveți 4 de bâte, aveți Cavalerul de Săbi. Cavalerul de Săbi este ceva care acționează instantaneu. Nu aveți idee când. Iar Pajul de Monede este, de fapt, ceva real. 4 de bute are de-a face cu un succes material, cu o călătorie în exterior sau ceva la care v-ați gândit să se întâmple și s-a întâmplat. Atrageți pur și simplu energia. Iar 8 de bute, veți avea o noutate. Marea Preoteasă, din ceva la care v-ați gândit că e posibil să fie mistic, secret sau poate chiar ca intuiție. Pentru unii dintre voi, aceasta aș asocia-o cu o viziune, un vis, genul acesta de energie. Din prima etalare a ieșit Luna când îmi spunea de o decepție, ceva la care se gândesc ceilalți, dar veți vedea de fapt va cade o mască de la o anumită persoană. Veți vedea, de fapt, intenția. Este bine să lăsăm la o parte controlul și lăsați prietenii să vă ajute. Dar cu siguranță veți avea această informație și Marea Preoteasă asta face. Voi, de la Univers, să fiți foarte atenți la ceea ce, la semnalele acelea de prudență care vi se dau. Este bine să fiți împreună în momentul în care doriți să treceți peste ceva dificil, să vă implicați. Pentru că asta este de fapt ca relație. Comunicare. Cavalerul acesta de Săbi, să știți că este un pic mai dur. Nu ar trebui, ar trebui să fie exact ca acest paj, să le combine. Numai bine, la revedere și ne auzim!